Ne-am întors înapoi în fața dumneavoastră, discutăm în această emisiune despre programul liberal de administrare a municipiului Ploiești. Alături de mine se află domnul Iulian Dumitrescu, președinte PNL Prahova, dar și candidatul desemnat de către PNL Prahova pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Prahova, și domnul Adrian Dobre, candidatul liberal la primăria municipiului Ploiești. Domnule Dobre, în prima parte a acestei emisiuni ați spus, și sincer să fiu, m-am bucurat, am doi copii și normal să mă bucur, că nu vă mai auzi de următorii termeni: fondul clasei, fondul școlii. Mulțumesc pentru acest lucru, dar apar anumite probleme. Știm foarte bine că acum din fondul clasei sau din fondul școlii sunt luați bani pentru plata unei firme care asigură paza școlii și care asigură astfel și siguranța elevilor în școală. Bun, nu mai plătim fondul clasei, nu mai plătim fondul școlii, vă mulțumesc, dar cine mă asigură pe mine că al meu copil este în siguranță în interiorul școlii? Da, este o situație care a fost foarte mult timp dezbătută, pentru că este o prioritate pentru autoritatea publică locală să ofere siguranță, bine, pe lângă siguranța tuturor ploieștenilor și siguranța copiilor în aceeași măsură. Mi-aduc aminte că prin 2009-2010 domnul senator Savu tot a scos în evidență această problemă, că va găsi soluții. Văd că până în momentul de față nu avem o soluție concretă la nivelul municipiului Ploiești. Într-adevăr, a avea pază în fiecare școală, costurile sunt exorbitant de mari, dar noi trebuie să fim foarte atenți și trebuie să ne implicăm în ceea ce înseamnă siguranța elevului, siguranța copilului în școală. Am avut un sistem de supraveghere, că nu mai putem să spunem că îl avem, pentru că nu mai este funcțional, din păcate. Oamenii aceștia nici măcar un sistem de supraveghere n-au fost în stare, și mă refer la perioada asta 2012. Sistem care este în sediul poliției locale. Da, și care este în sediul poliției locale. Și acest sistem trebuie repus în funcțiune. El trebuie completat acolo unde este necesar. Și bineînțeles, pentru că discutăm și de siguranță și ordine publică, trebuie mărită echipa de polițiști locali care sunt în teren. Pentru că printr-un astfel de sistem, cu o echipă mai numeroasă de polițiști locali, nu să stea pe în sedii, pe în birouri, că nu ăsta este rolul, sau să împăzească nu știu ce clădire ale municipalității. Mai bine acolo mă duc și fac paza necesară, iar acești oameni să fie în teren și să intervină rapid în ceea ce înseamnă sistemul de pază în școală. Bineînțeles, mai trebuie să discutăm și de protocolul care există între poliția locală, poliția națională și jandarmerie. Pentru că pe Ploiești sunt pe diverse sectoare împărțite prin acest protocol. Ca cetățean al Ploieștiului îmi este greu să înțeleg de ce poliția locală nu intră în anumite cartiere. În urma acestui protocol. În urma acestui protocol. Dar din păcate poliția locală nu se regăsește cam prin niciun cartier mărginaș al municipiului Ploiești. Avem aproximativ 40-45 de polițiști locali care stau și păzesc sedii ale municipalității în loc să fie în teren. Ok, municipalitatea poate să vină și să ofere infrastructură, autoturisme și așa mai departe, pentru deplasare, pentru patrule, echipament, tot ce le trebuie. Dar ei trebuie să stea în teren. Ăsta este rolul lor. Ar mai fi o abordare, dar această abordare ține de posibilitatea de a crea noi locuri în cadrul municipalității. Și există la ora actuală hotărâre, un normativ prin care municipalitatea nu poate depăși un anumit număr de angajați, pentru că atunci puteau în cadrul municipalității să angajăm acei oameni și care să efectueze direct paza în școli, ca să fie direct acolo unde se întâmplă incidentul. Dar deocamdată vom merge pe acest sistem de îmbunătățire a supravegherii video, de readucere acestui sistem la nivelul actual, de a-l dezvolta în zonele în care nu există, în coroborare cu ceea ce înseamnă poliție locală, cu ceea ce înseamnă celelalte instituții care au competențe și atribuții în păstrarea ordinii. Competențe pe ordine și liniștea publică, adică Poliția Națională și Jandarmerie. Am înțeles. Trec la un alt punct care mi-a atras atenția din programul dumneavoastră, program pe care l-am acum în față: reabilitare termică. Vă rog să ne expuneți programul. Aici trebuie, în primul rând, să discutăm despre suportabilitatea ploieșteanului cu privire la factura de întreținere, mai ales pe timp de iarnă.
Noi am avut acel proiect pe care, cu sprijinul consilierului local de la PNL, am reușit, deși am fost în minoritate, să-l aprobăm, de reducere a prețului pe gigacalorie, prețul pe care îl plătește fiecare locatar de la bloc, da? De la 231 de lei la 200 de lei. Și a fost un mare succes și s-a resimțit lucrul acesta la nivelul bugetului fiecărei familii. Pe de altă parte, domnule Dobre, nu pot să uit că până în 2012 tariful gigacaloriei în plăiști era cel mai mic la nivel național. Așa este. Și credeți-mă că a fost prin efortul primarului Andrei Volosevi și prin efortul Consiliului Local să păstreze acel preț. Mai mult decât atât, în opinia noastră, și vom face acest lucru, trebuie rediscutat acest subiect, acest contract cu firma care operatorul de termie. Pentru că în momentul de față, formula aceea de calcul, așa cum a fost stabilită la început, este în dezavantajul ploieșteanului. Iar noi am pus la dispoziția acestei societăți tot ce înseamnă rețea. Noi trebuie să fim parteneri cu ei, iar ei trebuie să fie parteneri cu noi și cu ploieștenii. Acest program de reabilitare termică vine tocmai în acest sprijin de a reduce factura la termie pentru ploieștean. Pentru că o reabilitare corectă înseamnă 30-40% pe timp de iarnă factura mai mică. Cred că este foarte important. Și cred că nu o să ne mai regăsim în situația în care, în urma creșterii prețului la gigacalorie, au apărut și datoriile către această societate, pentru că cetățenii nu au avut unde să plătească. Este și în beneficiu municipalității, pentru că făcând această reabilitare termică, da, avem un număr mai mic de gigacalorii și automat avem și suma pe subvenție mult mai mică. Există două variante de finanțare pe care le susținem în această campanie de reabilitare termică. Cea pe fonduri europene, cu 20% participare din partea locatarilor din blocurile respective. Dar, de exemplu, pe acest sistem în ploiești s-au reabilitat în 2012-2016. Bine, nu s-a terminat, că n-au fost în stare. Se vor termina 370 de apartamente, n-au fost în stare cei de la PSD și ALDE în acest mandat. Iar un proiect, din punctul meu de vedere, simplu și pe care nu l-au finalizat la termen, și tot noi ploieștenii plătim, da? Prin bugetul local. Și varianta pe care a avut-o Andrei Volosevici în mandatul 2008-2012, când s-au reabilitat în Ploiești aproximativ 3200 de apartamente, adică de 10 ori mai mult, da? Prin buget de la Ministerul Dezvoltării, prin buget de la Consiliul Local, iar partea de 20% pe care trebuia să o susțină locatorul a putut fi preluat conform legislației de către autoritate. Și atunci nu mai există riscul că dacă o persoană, asta este situația, dintr-un bloc, să nu poată să participe financiar, să nu poată să suporte financiar un astfel de efort ca să se reabiliteze întreg blocul, da? Și proiectul, în condițiile astea, pică. Și de aceea, probabil că vom merge mai mult pe cea de-a doua variantă, dar nu le exclude. Da, domnule Dobre, este foarte bună această inițiativă și presupun că toți ploieștenii care locuiesc la bloc o apreciază, cea cu reabilitarea termică a blocurilor. Da, cred că înainte ar trebui să ne gândim și la o expertizare seismică, pentru că altfel reabilităm termic un imobil cu risc seismic. Este o consecință a reabilitării, expertizarea, pentru că înainte de a face reabilitarea termică trebuie să faci această expertiză, da? De risc seismic. Din punct de risc seismic, de rezistența infrastructurii blocului respectiv. Și astfel vom elimina acea suspiciune a blocurilor cu bulină, pentru că sunt foarte mulți cetățeni din blocurile cu bulină care susțin bulina legată de riscul seismic, care susțin că acea bulină a fost pusă din alte motive și nu cele reale. Motive imobiliare. Și atunci, prin acest program, în momentul în care ne apucăm de acest program de reabilitare, în primul rând trebuie să facem expertiza din punct de vedere al infrastructurii și rezistenței blocului respectiv. Mai pe românești nu poți să finanțezi dacă are probleme. Dacă există un risc seismic ridicat, nu-ți dă voie. Și e foarte logic și foarte normal să nu se reabiliteze termicul. Nici pe fonduri europene, adică mai ales pe fonduri europene, dar nici pe fonduri naționale. Dacă are risc seismic, nu poți să finanțezi. Deci ești obligat să faci expertiza și apoi hotărăști finanțare. Domnule Dobre, trecem la un alt punct aflat în programul dumneavoastră, anularea taxei apei meteorice. Taxa asta de apă meteorică este deja o legendă are și a Ploieștiului. Da, nu zicem taxă de apă de ploaie, zicem meteorice, e foarte frumos. Discutam de renegocierea
contractului pe termie. La fel trebuie să renegociem și contractul pe ceea ce înseamnă furnizare de apă și serviciile de canalizare. Pentru că și aici, societatea care prestează aceste servicii, deși le prestează pe rețelele care sunt în patrimoniul primăriei, că în urma contractului ele au fost concesionate, da? Nu privesc municipalitatea ca un partener. Nu poți tu să fii cu astfel de propunere. A fost propunerea PNL-ului în Consiliul Local, da? Să fii cu astfel de propuneri, să scoți apa meteorică, cum sunt în multe alte orașe din această țară, da? Și să vină, domne, nu se poate, dar știți, poate găsim o variantă de sponsorizare. Așa trebuie să abordez din punct de vedere administrativ o situație la nivel de Ploiești. Bun, am auzit foarte multe discuții pe această temă și aș vrea să fiu foarte tranșant, pentru că eu aș pune într-un fel din nefericire pentru noi, în anumite momente ale administrației, această societate a beneficiat de niște lucruri din partea municipalității. Și mi-aduc aminte că a existat în 2006 a existat un proiect de hotărâre prin care pur și simplu municipalitatea și Consiliul de atunci a scutit, dacă aș putea spune termenul ăsta, firma respectivă care prestează aceste servicii, să facă investiții pentru ploieșteni de 11,1 milioane de euro. Asta este realitatea. Iar acolo, în Consiliul respectiv, se regăsesc acum niște oameni care sunt foarte sufletiști față de ploieșteni. Doamna Grațila Gavrilescu, domnul Savu, credeți că oamenii ăștia, când au făcut așa ceva, se pot duce să renegocieze un astfel de contract? Sau să discute o astfel de temă, cum este apa meteorică? Și încă o dată, ca să nu aveți probleme, vă las documentele, ca să nu credeți că discutăm... Aveți ceva de citit. De fiecare dată ni se spune că trebuie să avem... Ceea ce este foarte corect și e foarte bine ca să nu existe niciun fel de problemă. Da, această apă meteorică, această taxă trebuie să dispară, pentru că, încă o dată vin și spun despre bugetul fiecărei familii, noi trebuie să oferim servicii la niște costuri suportabile pentru ploieșteni. Asta este rolul unei autorități publice locale. Să vină cu servicii de calitate, dar și la niște costuri suportabile. Bineînțeles, pe niște contracte încheiate corect și de o parte și de cealaltă. În continuarea acestui subiect, spuneți, anularea taxei solicitate de furnizorul de apă potabilă din Ploiești pentru certificate de urbanism și autorizații de construire. Da, este una din propunerile și din lucrurile pe care noi vrem să le facem, din cadrul pe care noi vrem să-l creăm, printre altele, pentru a atrage investitori. Este benefic și pentru cetățeni, dar este benefic și pentru investitori. În ce sens? În primul rând, încă o dată vin și vă spun, aceste rețele sunt ale municipalității. Cum adică tu, cel care ai concesionat, să te duci să percepi o taxă pentru că spui că o rețea există sau nu există în condițiile în care sunt ale municipalității, în patrimoniul lor, chiar dacă sunt concesionate. Eliminarea unor astfel de taxe, reducerea fiscalității, ușor, puțin, 3-5% în fiecare an, creează premizele unui cadru prin care poți să atragi investitori pe lângă alte lucruri pe care municipalitatea trebuie să le facă. Da? Vorbim de modul în care un investitor, pe un investitor ce îl interesează, dacă mâine poate să realizeze investiția și de a doua zi să se apuce de treabă ca să înceapă să facă profit, așa trebuie, așa gândește un investitor. Da? Dar atât timp tu ca autoritate îl plimbi de la o firmă, de la o societate la alta, de la o instituție la alta, ca să-și ia diverse avize, de diverse certificate și durează luni și luni de zile. Pentru că de fiecare dată când se întoarce apoi către municipalitate și mai aduce aminte că tu un funcționar că a uitat să-i specifice, nu știu ștampila ce. Rotundă, da? Sau ștampila pătrată pe colțul din stânga, în momentul respectiv pleacă. Nu, trebuie să eliminăm lucrurile acestea. Și este una din propunerile pe care le vom susține ce pentru următorul mandat. Ați spus până acum se leagă cu următorul... Și, iar un investitor, că este un lucru foarte important. Un investitor înseamnă de fapt și de drept locuri de muncă, înseamnă de fapt și de drept pentru bani primărie, pentru bugetul local. Bani pentru și mai înseamnă un lucru foarte important. Scăderea presiunii sociale. Un om angajat susține o familie, nu mai este șomer, deci eu ca autoritate, nu eu, statul în general, nu mai plătește din taxele și impozitele, chiar și ale ploieștenilor. Șomaj. Ba din contră, primește taxe și impozite. Primește taxe și impozite și scad presiunea socială. Anumite probleme sociale pe care eu le am în comunitate, le pot rezolva în felul acesta. E deviza PNL-ului, cel mai bun program social este un loc de muncă.
când vorbea Adi Dobre de investitor, practic un investitor când vine în ploi se uită, bine domnule, am apă, canal, gaze, am infrastructură, da, e o poziție favorabilă, bun. Ia să mă uit ce taxe locale au cei de la Ploiești, că dacă nu mă duc la Brașov sau mă duc la Craiova, deci să vin la Ploiești dacă au taxe locale foarte mari. Că ei gândesc la profit, ceea ce absolut. Este și absolut normal. De asta și noi la Consiliul Județean și la Primăria Ploiești ne gândim să fim noi mai competitivi și decât Brașovul, și decât Craiova, și decât Piteștiu, că până la urmă atragerea asta de locuri de muncă va rezolva multe probleme sociale în județ. Sau crearea de noi locuri de muncă și atragerea de investitori. Da, e una din prioritățile noastre ale Partidului Național Liberal. Discuția de până acum oarecum se leagă cu subiectul pe care vreau să vi-l propun și o să încep cu dumneavoastră, domnule președinte, transparența. Aș vrea să vă rog, cum vedeți dumneavoastră transparența actului decizional în cazul Consiliului Județean, după care o să-l întreb pe domnul Dobre, cum vede dumnealui transparența în cazul primăriei Ploiești? Acum, ca să fiu mai aș putea să spun oricum nu cum a fost. Asta e primul lucru, da, ca să fiu... O administrație, practic oamenii, e normal să știe pe ce se duc banii primăriei sau banii Consiliului Județean. Asta este e o chestie și de bun simț și transparența e un fundament la ora asta al unei administrații moderne, e baza. Colectez taxe, pui tot felul de taxe, dar și eu aș vrea să știu bine de ce tot plătesc atât de multe taxe, unde mi se duc banii, se duc acolo și noi ne-am propus la Consiliul Județean ca lucrul ăsta să-l realizăm și încă o dată, nu vreau să mă refer la ce a fost, dar încă și dumneavoastră că a fost o administrație destul de opacă, ca să nu spun mai mult. Transparență înseamnă cam asta. Dialog, toată lumea să poată să intre pe site-ul Consiliului Județean să vadă ce, unde se duc banii, ce se licitează, cine câștigă, la ce sumă câștigă și cam asta ar fi de transparență. Domnule Dobre? Și aici am putea spune că nu trebuie să inventăm roata. Există exemple de bună practică și aici colegul nostru, domnul Bolojan de la primarul municipiului Oradea a implementat un astfel de sistem. Da, tot și de... Exact. Și este, vreau să vă spun că este lăudat inclusiv de către mediul de afaceri. Am fost la o întrunire zile trecute cu mediul de afaceri și chiar au dat exemplu respectiv. Trebuie să-l preluăm, să-l adaptăm la ceea ce înseamnă situația din Ploiești și să-l punem în practică. Eu cred că într-adevăr, această transparență merge pe două paliere. Pe de o parte, pe acest palier al ceea ce înseamnă modul de cheltuire a banului public, modul în care ții achizițiile, modul în care se încheie contractul, să nu mai avem clauze confidențiale, să ne trezim cu clădiri în care nu putem să facem nimic sau mai nimic. După 2 ani de la încheierea contractului. După 2 ani de la încheierea contractului, că exista acolo clauză de 10 milioane de euro, că nu putem să schimbăm, să spunem, obiectul de activitate sau tipul de acțiune care se poate desfășura în clădirea respectivă. Bine, acolo trebuie... Iar daunele... Și apropo, o sumă aici, uriașă. Da, iar daunele... Da, 10 milioane. Și apropo, v-am spus că vreau să fac un audit extern pentru a găsi toate problemele și cine este responsabil. Eu nu înțeleg cum acea clădire, în condițiile în care nu a avut acel aviz de la pompieri, a putut fi preluată municipal, chiar până în urma donației. Lucrurile astea trebuiau clarificate de atunci. Nu acum să mă trezesc că am o clădire la care plătesc 500.000 de euro pe an și nu pot să fac nimic în ea. Pentru ce? Că n-am fost în stare să am un aviz de la pompieri. Iar de o bună perioadă de timp acest aviz nu există. Eu nu înțeleg ce fac oamenii ăștia în primărie, doar e un pic mai încolo primărie. Nu știu ce fac. Da? Probabil că plătesc cei 500.000 de euro anual. Bun. Deci asta înseamnă pe de o parte transparență. Să n-ai astfel de lucruri și atunci când 20 de ochi, 60 de ochi, mult mai mulți ochi se uită pe aceste lucruri, cu siguranță nici tu ca autoritate n-ai cum să-ți permiți să mai faci. Pentru că totul o să vadă. Dom'le, cât costă hârtia asta? Atât. Cât este pe site-ul lor, atât. Dom'le, e o problemă. Bun. Al doilea lucru legat de transparență este modul în care comunici cu ploieștenii, în care le spui ce se întâmplă cu principalele proiecte, în modul în care colaborezi cu ei și înțeleg necesitatea
modul în care poți să-ți desfășuri activitatea și să-ți implementezi proiectele majore din Ploiești. În modul ăsta trebuie văzută transparență. Mai avem doar 2 minute la dispoziție și aș vrea să vă întreb, domnule Dobre, am ajuns la capitolul 10, domeniul social. Dar am discutat aici oarecum, am intrat în amănunte referitor la acordarea subvenției pentru gigacalorii, am atins acest subiect, l-am dezbătut. Transport gratuit în mijloacele de transport în comun pentru pensionari. Va exista un prag, o pensie, transport gratuit? În momentul de față există un prag de 2100 de lei pentru, da, pentru a beneficia. Veți păstra acest prag? Aici trebuie să făcute niște discuții foarte clare vis-a-vis de acest prag și, în primul rând, trebuie clarificată. Suntem acuzați că suntem de dreapta, dar ținem la subvenții. Pe fond, o autoritate publică locală prestează niște servicii. Da? Iar transportul, în orice societate dezvoltată vă duceți, o să vedeți că este subvenționat. De ce? Pentru că tu când vrei să prestezi acest serviciu, cum este, nu este o activitate rentabilă. Într-adevăr, ea este rentabilă, poate între 6 dimineața și 9 dimineața, când lumea se duce la servici, copiii se duc la școală. Poate că este rentabilă după amiaza, când lumea vine de la servici, poate pe la prânz, când copiii ies de la școală, se duc acasă. Dar ce faci între acele ore? Scoți transportul public din oraș? N-ai cum. Și atunci trebuie să-l subvenționezi. Așa se întâmplă și la Londra, să știți, se întâmplă și la Paris, absolut, peste tot. Nu vorbim, dar, de principii ale rentabilității. Exact, vorbim de prestarea unor servicii de calitate, da, și suportabile pentru cetățeni. Că dacă, da, într-adevăr, poți să faci biletul 10 lei, Doamne ferește, și atunci să devină rentabil fără să mai dea. Dar nimeni nu va mai folosi transportul public. Și de aceea această subvenție trebuie păstrată fără doar și poate pentru... Ultima întrebare, dar vă rog un răspuns foarte scurt, că nu mai avem timp. Primăria va mai acționa anual pentru igienizarea albiei părului Dâmbu? Da, trebuie să acționeze, dar aici trebuie să existe această colaborare cu ceea ce înseamnă Apele Române. Dar în primul rând, vorbeam de poliția locală, trebuie să identificăm persoanele... Sunt bani în fiecare an trebuie pentru să identificăm persoanele care nu respectă legea. Persoanele care nu-și respectă vecinii, persoanele care nu-i respectă pe ploieșteni, persoanele care nu respectă modul în care se cheltuiește banul public. Până la urmă, când mă duc să fac igienizare, mă costă. Da. Bun. Avem acest program la nivel de județ, acel management integrat al deșeurilor, prin care județul, nu municipalitatea, se va ocupa de aici înainte de preluarea deșeului menajer și ia obligația să încheie contract cu absolut toate entitățile, cu toate familiile, cu toate gospodăriile. Și atunci poate nu o să mai avem acest fenomen. Dar noi ca municipalitate, prin poliția locală, prin cei care se ocupă drumurile, trebuie să monitorizeze această situație, iar dacă apar cazuri, cei care poluează, că de fapt este o poluare, trebuie să plătească. Ar mai fi fost câteva teme de discutat din programul dumneavoastră, din păcate nu mai avem timp, dar cred că măcar cele care le-am discutat am ajuns până la nivelul de amănunt și cred că telespectatorii noștri sunt lămuriți în ceea ce privește intențiile dumneavoastră, domnule Dobre, și intențiile dumneavoastră, domnule președinte Iulian Dumitrescu. Vă mulțumesc, domnilor, pentru prezență, vă mulțumesc pentru această discuție și, bineînțeles, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Până când ne vom revedea, toate cele bune!